Vă salut, prietenaș! Bă, astăzi despre magneț, mă. Magneță, da? Ce am eu aici? E un magnet N52, mă. După cum știți sau care nu știți, magnet neodim magnet. Magneță, încep de la N30, N33, N35, N38, N40. Ce înseamnă N? Înseamnă puterea lor, mă. Puterea lor ca și putere energetică, dacă vreți, folosiți la un generator. Și ca puterea magnetismului, puterea de atracție, da? De la N30, N35, 38, 42, 45, 48, N50, N52 sunt cei mai puternici, da? De exemplu, ce vreau să fac eu cu asta? Vedeți aici că e legat cu o ață. Hai să dau camera mai sus și să vă povestesc așa un pic, da? Așa. E legat aici cu o ață. Vedeți, are gaură cu filet aici, da? Are și un fluture aici, care e de contră, și mai are o gaură tot cu filet și într-o parte și în alta, da? Uite, se poate pune altă, bineînțeles, să legăm ața de aici, de exemplu, știi? Ori pe o parte, ori pe alta. Dar eu prefer aici, pentru că, ca să meargă pe fundul apei așa, o să mergem la pescuit de comori cu el. Aici în Germania, în râurile astea, când au fugit aia atunci prin 44, 45, când au fugărit aici, au aruncat multe comori pe acolo. O să mergem o leacă la pescuit. Asta e de aia care rezistă la apă, are vreo 30 de metri, îl arunci în apă și trage încet așa. E, acum vreau să vă fac o demonstrație cu magnetul ăsta, N52, iar ăștia de aici, pachetul ăsta e N50, mă. Aici pe canalul meu de YouTube aveți diferite teste cu magneți neodim, cu diferite mărimi, diferite modele, inclusiv generatoare cu magneți neodim, da? Iar aici, vă fac o demonstrație cu asta, iar aici, uitați, toți sunt neodim magnet, da? E toate cilindrici, rotunzi, uitați, care îi folosesc eu prin videoclipuri, dreptunghiulari, pătrați, ce mai știu de care, toate națiile de magnet. Aici așa, vedeți voi, care eu le folosesc pe la teste, la așa, înțelegeți voi, tăți, aici găsiți și N35, și 48, și 50, și 52, toate, bine, eu le știu care sunt, că unii chiar se observă la culoare aici, pentru că, bine, eu așa îi țin minte, știi, culoarea e mai gri, mai deschis la ei, știi, aici, nichel ăsta. Așa, să vă fac o demonstrație acum cu ăsta. Deci, uitați aici, o cutie de chibrituri, vedeți voi? O cutie de chibrituri aici. Uite. Așa. Luăm, să zicem așa, 4 șuruburi. Vedeți voi, 4 șuruburi de astea. Le pun aici pe masă, da? Hai să dau mai jos așa. Le pun aici pe masă. Luăm cutia de chibrituri. Uite și. Să zicem că el merge pe fundul apei, da? Aici. Așa. Să-l strâng un pic aici. Deci la înălțimea asta unii cutii chibrituri, acum el nu merge aici pe așa, și mergem încolo, de exemplu. Ia să vedem. Ia uite-o. Vedeți voi? Adună tot, mă. Adună tot, da? Stai să zic camera. Pare mi-e că nu s-a văzut. Mai sus să mai fac o adună. Vedeți cutia chibrituri, înălțimea la cutia chibrituri, și acum mergem cum l-am trage prin apă. Bine, acum îl împing. Ia uite. Vedeți voi? Nu. Asta e una din... Opa! Hai, lasă aici. Din caracteristici. Aleluia, vezi tu? Așa. Acum, cu ăștia de ăsta e în 52, ăștia sunt în 50. Dar am luat pentru niște teste. Ați văzut aici câte... Așa cât sunt. Vreau să vă arăt aici așa. Deci, uite aici. Avem un mic transformator. Dau mai așa să nu se iubesc. Avem un mic transformator cu o bobină, da? Ăsta are o bobină aici, da? Așa. Becurile astea sunt pentru rulote, pentru o embarcațiune. Becurile astea. Hai să vă dau acolo să vedeți. Uite acolo sus. Vedeți, este o priză. A 220. Uite aici, o nisonerie. Punem un priză aici ca să vedeți că funcționează la 220, da? Le vedeți? Beculețele. Acum tot becurile astea. Stai și pun sonerea înapoi. Tot,
tot beculețele astea le luăm, uite aici așa, și le punem cu ștecherul ăsta care a fost în priză. Punem că aici am doi cleștuți crocodil, sunt cam mici, dar o să mă descurc cu ei. Deci asta e un transformator cu o singură bobină, da? Uite așa. Vedeți voi? Am legat aici. Direct la... Uite. Becului sunt legate la firele astea de la transformator, da? Acum, uite, luăm magnețul ăștia, ne vedem. Și ducem aici. Ia uite. Vedeți voi? Aici luăm numai doi, de exemplu. Că așa, ei trebuie să aibă o distanță de un milimetru aici între bobine, dacă vrei să faci generator și astea, dar acum eu nu pot să te lua un milimetru și am luat numai doi, vedeți? Doi sunt. Restul pachetului l-am dat deoparte, da? Ia uite, un pic mișc așa, vedeți voi? Deci dacă există o rotație constantă, veți face un mic generator, da? No. Care m-a întrebat cum afli sudul și nu. De exemplu, avem pachetul ăsta, ăștia deși ești putere. Ia. Uite așa. Vedeți voi aici? Niciodată nu le dați drumul așa, direct, că se vor crăpa, da? Pui în capătul ăsta aici, uite așa, sper să nu zboare. Hai să, uite așa, în capătul ăsta, vedeți? Lași încet un coace și dai drumul, vezi cum fuge. Ia uite, vezi? Deci el de aici așa, opa, se duce singur în coace. Vedeți voi? Așa. Acum pentru ăștia care m-au întrebat cum îi pui la generator, cum afli nordul, cum afli sudul, știți că cu busola puteți afla, dar pentru generator nu e necesar busola. Înțelegeți voi? Uite cel mai simplu, de exemplu îi pui așa pe masă, aici, și zicem sus aici, pachetul e pe masă, da? Scrii sud, sud, da? Și altă șmecherie la... magnetul, dacă vreți să faci generator, vedeți că aveți grijă când comandați, sunt magneți așa. Jumate sud, jumate nord. Aia nu sunt buni, trebuie să fie pe toată partea asta, pentru că voi folosiți așa, de exemplu. Pardon, pe partea asta sud, iar pe partea opusă, nord. Iar un magnet de aici, dacă îl spargi ciocanul și sare 100, 1000 de bucăți, orice bucățică din el va avea cei doi poli, nord și sud, indiferent cât e de mare sau de mic, da? Deci dacă îl tai în două, să zicem așa, cu un ferestrău, cu flexul, să-l tai așa, după aia nu va fi jumate nord, jumate sud. Va avea ambii capeți, va avea nord și sud. Deci ambii vor avea nord și sud, da? Da. Deci pentru generator ăștia sunt bune, așa, pe o parte sud, pe o parte nord, nu jumate sud, jumate nord, da? Hai să-l punem aici, am zis că este sudul, da? Punem la, hai să nu se iubească ăștia, de exemplu, punem aici la generator. Opa, sud, da? Că vine încoace la mine. Deasupra, toți așa până jos, partea de sus e sud, da? Pentru că știm că de același pol să resping, uite, de exemplu, ăsta este sud, ăsta despre ea sud, da? Hai să-i pun, nu pot, nu-mi dă voi, uite, nu-mi dă voi. Dacă îl întorc, uite, mi-l atrage. Vedeți voi, uite ce putere are, fii atent aici. Îi ține pe el la stăt sus, vedeți? Dar este, aici se vede sudul și de sub e nordul, da? Iar aici e sudul, da? Așa, am pus sud, iar acum următorul la generator va veni nord, da? Se iubește un alt scrap, de așa, nord. Acum, iar aici vine sud, îl punem normal. Vine, așa vine la generatoare. Nord, sud, deci sud, nord, sud, iar nord. Înțelegeți voi? Tot așa vine. Ok, îi punem frumos înapoi. Acum ele au plasticurile astea adică au niște plasticuri ca să nu se izbească, să spargă aici, da? Și acum ce vreau să vă mai spun despre magneți, de exemplu, aveți pachetul ăsta, da? Și vrei să-i desfaci. Pui la marginea mesei sau o bucată de lemn drept, n-am dat, vă arăt aici așa,
Deci marginea mea să vină aici la magnet, așa, și apeși în jos. Pac! Și ai luat doar unul. Vezi? Că ăștia nu sunt atât de mari ca să... De putere e 50, dar uite, și-i dai drumul înapoi aici, vezi? Fugi singur. Uite. Pui așa. Vezi, să duci singur. Dacă îi dai drumul așa de sus, pac! El se crapă. Deci ați înțeles cum. La margine, la o masă dreaptă, pui așa pe o parte. Și cantul de la masă să vină la primul magnet, între magnet, în prim, acolo, și apeși în jos și l-ai luat doar pe primul, da? Aveți grijă, nu vă jucați cu ei, că sunt periculoși, să pot izbe unul în altul și vă prind deștile și vă zdrobesc deștile. Mai ales cum e ăsta mare, așa, între doi deștia mari, vă sparge osul tot la deștile, înțelegeți voi. Dar plus de asta, și dacă sunt mici, să izbesc, că iau o turație foarte mare, adică turație, o viteză foarte mare, și când se izbesc, sar bucățele, ca și schizule din ei, și vă poate sări în oi și vă stricați vederea pentru toată viața, nu vă jucați cu ei, da? Așa, asta e ca paranteză, ca fapt divers, așa. Iar să vă mai spun un pic despre magneți, deci, apropo de... cum se demagnetizează. Ei, dacă sunt folosiți corect, pe orice categorie, M30, M35, M48, M50, M52, orice categorie, pot funcționa până la o anumită temperatură, adică magnetul, dacă îi pui pe o plită încinsă sau în foc, ei se demagnetizează. Dar vreau să spun că prin rotirea la un generator, pentru că acolo ei sunt fierbântă, când fac câmpul la magnetic, și atunci vă trebuie din ăștia mai puternici, măcar de la M48, M48, M50, M52, pentru ca să reziste, ei sunt fierbântă și să reziste la o temperatură mai mare. De exemplu, M30, să zic, rezistă la 80 de grade. M45, 33, 35, în fine, M45 rezistă la 160, 180 grade. M50, să zic, la 180, M52 la 200 de grade și el sus, înțelegi voi. Iar ca demagnetizare, ei se demagnetizează, iar ca se demagnetizează, e natural, dar știți că se demagnetizează 1% în 10 ani. Deci în 10 ani scade puterea 1%. Iar diferența de putere ca magnetismul și ca, vezi că ei le calculează și ca putere energetică, adică știți cum e, în funcție de N30, să zicem cel mai mic, cea mai mică grupă, în comparație cu N50 sau N52, diferența de putere magnetism și energie, așa cum spun ei, este de 18-20%. Diferența, 18-20%, eu zic că e o diferență destul de mare pentru când folosești să faci un generator. Nu tu una să faci cu N30, să pui sârmă de 1 sau de 1,5, să faci cu N30, una să faci cu N50 sau N52, să pui sârmă de 1 sau de 1,5, nu? Ca să aibă o forță mai mare de magnetism și atunci la turații mai mici și asta cu turațiile în funcție și de diametru generatorului, bobine și astea. Aveți aici pe canalul meu de YouTube videoclipuri cu generatoare pe magnet neodim și altele, da? Deci așa e, temperatura trebuie respectată la orice categorie de magnet, o să vă dea și temperatura la care puteți să-i folosiți, înțelegeți voi, adică ca să fie utilizați, maxim 80, maxim 160, maxim nu știu ce. Acum nu înseamnă că îi puneți pe plită la 160 de grade, îi puneți, de exemplu, la un generator și ea acolo sunt fierbântă, face câmpul ăla magnetic, sunt fierbântă, da? Așa, și atunci... Vă gândiți și voi, bă, dacă mi-au de N30 și rezistă la 80 de grade sau mi-au de N50-52, să zicem, care rezistă la 200 de grade. Na, faceți voi diferența între 80 de grade și 200 de grade, da? Hai, v-am pupat și de abia aștept să mergem la pescuit, da? Mergem la pescuit cu nouă metodă, da?